2000 de lei. Pentru unii cetățeni ai Republicii Moldova, această sumă reprezintă o adevărată avere, care le asigură pâinea pe masă și medicamentele din prescripția medicală. Deja de 3 luni, pensionarii și bugetarii din autonomia găgăuză primesc câte 2000 de lei prin intermediul unui proiect de alocație inițiat de politicianul Ilan Jor și echipa sa. Acești bani sunt bineveniți și absolut necesari. Oamenii spun că îi ajută să supraviețuiască și să facă față măcar puțin lipsurilor. Cu toate acestea, însă, puterea de la Chișinău încearcă de mai mult timp să împiedice, prin intermediul instanțelor de judecată, achitarea acestor alocații, fapt care îngrijorează pe oameni. Ei spun că dacă mai rămân și fără aceste plăți, sărăcia îi va înghiți de tot. Partidul de la guvernare nu au făcut nimic pentru a le ușura viața, iar acum încearcă prin orice metodă să lipsească și de această susținere reală pe care o primesc. Acest bărbat cu dizabilități este țintuit în scaunul cu rotile. El spune că nu mai crede în viață mai bună. Pensia pe care o are nu îi ajunge nici măcar de medicamente. Astfel, acea alocație de 2000 de lei pe care o primește îl ajută ca să supraviețuiască. Poți să trăiești acum cu astfel de pensie? Nu știu, celor care sunt sănătoși poate le este suficient, dar eu iau niște medicamente foarte scumpe, care nu sunt compensate de către stat și trebuie să le cumpăr în fiecare lună. Nu cred că pot supraviețui cu acești bani. Nu este corect, ei nu ne dau nimic și tot ei nu permit altora ca să ne ajute. Dacă ei vor să interzică să ne aloce în schimb ceva sau să ne dea mai mult, fă ceva mai bun, apoi închide ceea ce este. De greutăți se plânge și această pensionară. Femeia are picioarele bolnave. Nu se poate deplasa, iar din această cauză este nevoită ca să angajeze un asistent personal pentru a o ajuta. Pensia ei de doar 2500 de lei îi ajunge numai pentru medicamente și salariul îngrijitoarei. Totuși, de când a început să primească ajutorul de 2000 de lei din partea echipei lui Ilan Jor, viața ei a devenit un pic mai ușoară. Și doar frica de a rămâne fără această susținere financiară o face să-și piardă încrederea în viitor. Ea spune că nu înțelege cum și de ce autoritățile de la Chișinău au decis că ea nu ar avea nevoie de acest ajutor și că pensia ei este suficientă. Este cam greu, deoarece trebuie să angajez o doamnă ca să mă ajute un pic. Mie mi-e greu să mă deplasez după pâine, după produse, să achiz serviciile comunale și trebuie mereu să rog pe cineva. Copii nu am, eu sunt singură. Unde mai rog rudele ca să mă ajute cât de puțin? Dar în ultima vreme am asistent. Cu banii e slută treaba pentru că și de asistent am nevoie și de medicament am nevoie și pe la Chișinău trebuie să plec. Dacă instanța va reuși să interzică aceste alocații, cum veți trăi mai departe? Va trebui să ne întindem aici și să murim. Ce altceva să facem? Nimic mai mult. Mi se pare că Maia Sandu încurcă, deoarece ea blochează totul pentru ca oamenii să nu poată să primească acești bani. Dar am putea primi banii într-un mod foarte simplu. Nemulțumiți și indignați s-au arătat și alți locuitori ai Găgăuziei. Sunt foarte revoltată, să scuip în propriul popor, în curând sunt alegerile prezidențiale. Ce așteptări are ea dacă vrea să facă una ca asta? Cel mai important că acești bani nu merg în buzunarul cuiva, dar sunt pentru oamenii simpli. Asta este foarte important. Multe rele face guvernul nostru, blochează totul, distrug, fac presiune asupra oamenilor, astfel încât oamenii să se teamă. Noi trebuie să facem tot posibilul și să înlăturăm această putere, deoarece nimic bun nu vedem din partea ei. Dacă ar face ceva pentru oameni, desigur că i-am alege, dar ei fac tot împotriva propriului popor. Noi trebuie să ne unim și să înlăturăm această putere pentru că ne duce la fund. Unde este ajutorul lor pentru început? Lasă să mă ofere mai întâi acest ajutor, ca să pot vedea într-adevăr că mă ajutăm. Eu nu am văzut nimic de la Maia Sandu. Mi-a dat 3% mărire de pensie, acești 50-60 de lei. Bine, lasă să fie 100 de lei. Dar ce sunt 100 de lei dacă am probleme de sănătate cu ficatul și un pachet de 30 de pastile costă 500 de lei și trebuie să le iau timp de 3 luni?
Menționăm că începând din luna aprilie acestui an, în Găgăuzia, Taraclie și Orhei, funcționează programul de alocație inițiat de politicianul Ilan Jur și echipa sa pentru pensionari și angajații din sectorul public, în mărime de 2000 de lei. Numărul beneficiarilor continuă să crească. Mai mult, ajutorul este acordat cu regularitate. Proiectul ar fi trebuit să înceapă încă în luna octombrie anul trecut, dar din cauza faptului că autoritățile centrale de la Chișinău au blocat contul pe care erau deja fonduri, demararea achitărilor a fost posibilă abia anul acesta. Acum însă guvernarea întreprinde mai multe încercări de a asista proiectul, iar oamenii riscă să rămână fără alocații.